Deținutul Gheorghe Vlad avea 36 de ani și se afla în custodia penitenciarului Craiova, unde executa o pedeapsă de 8 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. El a fost transportat ieri după amiază la Spitalul Județean de Urgență Craiova, cu o ambulanță SMURD, după ce și-a bătut un cui în cap. Bărbatul a decedat în această dimineață, în jurul orei 7:10. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, conducerea penitenciarului Craiova a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Dolci și a informat judecătorul de supraveghere executării pedepselor privative de libertate și Poliția Municipiului Iași în vederea identificării aparținătorilor, se arată într-un comunicat al penitenciarului Craiova. Pe 13 august, un alt deținut, în vârstă de 47 de ani, a decedat în secția exterioară Făcăi a penitenciarului Pelendava. Bărbatul avea probleme cardiace.